Am hotărât să convoc azi prima reuniune a Consiliului Interministerial pentru Brexit, pentru că, după cum știți, la finalul acestei săptămâni, pe 29 aprilie, Consiliul European va adopta liniile directoare ale mandatului pe care Comisia Europeană îl va avea în negocierile cu Marea Britanie. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l subliniem este că rămânem prieteni și aliați cu Marea Britanie, indiferent de locul pe care țara îl va avea, în afara sau în interiorul Uniunii Europene. Prioritatea noastră numărul 1 este ca acest proces să aibă un impact cât mai mic asupra românilor care trăiesc, muncesc sau învață în Marea Britanie, pentru că drepturile lor trebuie a fi protejate. Iar negocierile în acest sens trebuie duse în echipă cu cei de la Comisia Europeană. Sunt alte două direcții pe care cred că România trebuie să le urmărească în cadrul acestor negocieri. Lucrurile acestea le-am tot spus, doresc să le reamintesc și să le subliniez. Și anume, păstrarea alocărilor bugetare aferente politicii de coeziune și politicile agricole comune pe exercițiul bugetar 2014-2020 și, bineînțeles, consolidarea cooperării UK-Uniunea Europeană post-Brexit în domeniul securității și, de asemenea, în cel al relațiilor externe.